Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că a început operațiunea de ridicare a platformei de lucru la podul suspendat peste Dunăre, care va uni Galațul și Brăila de malul stulcean al fluviului. Cu ajutorul acestei platforme vor fi trase cele două cabluri de oțel care vor susține tablierul, respectiv calea de rulare a podului. Turnurile de susținere a celor două cabluri, construite pe cele două maluri ale Dunării, sunt deja gata și au o înălțime de 192 de metri, fiind cele mai înalte construcții din România. Calea de rulare a podului va fi formată din 80 de segmente de tablier, fiecare cu o lungime de 25 de metri și o greutate de 250 de tone. Cablurile cu ajutorul cărora se va realiza suspendarea podului au o greutate de peste 6.700 de tone. Sunt produse de o companie japoneză și au o garanție de 120 de ani. Licitația pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câștigată în ianuarie 2018 de asocierea a două firme, una din Italia și cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023. Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, bani care vor fi folosiți atât pentru construirea podului, cât și pentru realizarea drumurilor de legătură. Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de aproape 2 km și este cea mai mare lucrare de infrastructură din România din ultimii 30 de ani. La momentul finalizării, va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale și al lungimii.